Un colegi ai mele, da. Noastre, deci, Corina în, Dima. Da, o să facem și în română și în franceză. Da? Le fac da, la corespondanță Roland et Strati. La corespondanță asidu între Roland et Strati comprend deux thèmes pour ce qui est de la présence des femmes. Premièrement, l'évocation de personnages réels de la biographie des deux écrivains et de temps en temps seulement de brèves références, mais extrêmement suggestives, sur les personnages de l'univers istratien. D'autre part, les femmes du roman épistolaire peuvent être prises pour des physionomies particulières, présentes seulement dans les messages de l'un des deux auteurs ou comme des références communes, c'est-à-dire des évocations tant dans l'être écrite par Roland que dans celle rédigée par Istrati. Ces deux ébauches féminines sont une partie intégrante de toute la correspondance. Exemple suggestif. Le souvenir de sa mère se détache comme une figure constante et pleine d'énergie d'après la lettre du début d'avril 1928. Am ales din volumul de corespondență o serie de scrisori purtate între cei doi, dar la sfârșit voi mai adăuga câteva lucruri legate de prezența femeilor în corespondența, în ceea ce numim corespondența Istrati-Roland. Prima persoană pe care am ales-o sugestivă este Joița Istrati și există câteva, mă rog, mai multe remarci în corespondență, dar câteva lucruri sugestive, primul fiind din partea lui Istrati. Le souvenir de sa mère se détache comme une figure constante et pleine d'énergie d'après la lettre du début d'avril 1928. Istrati se rappelle sa mère avec une grande émotivité, comme dans la missive envoyée à Roland le 22 décembre 1921. Mais... Și avem citatul respectiv. Nu. Iar acum, un alt exemplu. Tot din partea lui Istrati către Roland. Vorbește în primul fragment de Jeanette Malthus, prima sa soție, iar mai jos este din răspunsul lui Roland către Istrati, referitor la absența acestuia și faptul că s-a putut întoarce să revadă doar mormântul mamei, nereușind să fie prezent atunci când ea s-a stins din viață. Roland a înțeles, prin urmare, foarte bine tot ceea ce a însemnat Joița Istrati pentru fiul ei și Istrati a simțit că poate să încredințeze aceste gânduri intime prietenului său cel mai drag și cel mai profund. En second lieu, les références communes, telles les partenaires de la vie d'Istrati, la première étant Jeanette Malthus, une représentation succincte mais éloquente apparaît dans la lettre du 23 mars 1923. Iată cum descria pe scurt căsnicia cu Jeanette, ménage infernal. De fapt, toate, multe din femeile din viața lui, dar și cele trei soții, au fost persoane cu o puternică voință, lucru foarte dificil pentru că Istrati însuși avea o personalitate extrem de puternică. Ardentă, puternică, deci greu de a se înțelege pe termen lung. Je me marie légitim, légitim. Istrati décrit aussi sa seconde compagne, Anna Munch, insistant sur sa grande volonté doublée d'une fermeté inhabituelle.
Și avem și în cazul Anei Munș un alt citat sugestiv. Inclusiv ceea ce am putea numi replica acesteia față de prietenii de care se înconjura Istrati. Dans son journal, Roland Allemand notait le 23-24 avril 1926 à propos d'Istrati et de sa partenaire de vie. În ce privește pe Ana, iată ce nota Roland de data asta, nu în corespondența dintre cei doi, ci în jurnal, în aprilie 1926, o scurtă eboșă asupra Anei Munș Istrati. Un alt exemplu se referă la Olga Davidovna Kameneva, la sœur de Trotsky. Roland mentionne le salut épistolier envoyé à celui-ci, qu'il estime un salut à la République des Soviets, 15 octobre 1927, et dit à Istrati quelques jours plus tard de lire ce message dans le cadre des manifestations publiques anniversaires. À la fin du mois d'octobre 1927, Roland ajoute aux deux premières lettres et montre qu'une autre missive adressée à Olga Kameneva renferme un hymne au travail. Ieșim din gama persoanelor, să spunem, din mediul familiar și familial și intrăm în legătură cu femeile, în cazul la Olgai Kameneva, cu persoanele, femeile care au fost prezente în timpul periplului său în Uniunea Sovietică. Iată că de prin aceste două exemple, Roland își transmite, am putea spune, un salut revoluționar acestei persoane importante. Ea a avut un rol substanțial în organizarea festivităților în perioada respectivă și a simțit nevoia chiar să menționeze că dedică acest imn muncii. Deci, constatăm că și din gândurile lor, în relație cu astfel de persoană, într-o poziție foarte oficială, își mențineau idealurile și relația era apropiată, dar evident de altă natură decât persoanele din viața intimă. De l'entourage familial se détache la figure de Mlle Madeleine Roland, la sœur du grand romancier. Voilà ce qu'a écrit Istrati à Roland le 9 février 1923. Istrati are extrem de multe referințe, unele foarte succinte la adresa surorii lui Romain Roland. Am ales un fragment un pic mai lung. Este extrem de emoționat de faptul că și Madeleine vrea să-i citească povestirile. Roland se referă la rândul său la reacțiile surorii sale, la faptul că ea a citit sau va citi și scurte comentarii vis-a-vis de felul în care ea a primit operele respective. C'est toujours Istrati qui remercie Madeleine Roland dans la lettre envoyée au frère de celle-ci pour les impressions dégagées après la lecture de ces récits. Je suis très touchée de ce que Mademoiselle Roland participe à la lecture de mon griffonnage. Je la remercie. Tandis que Roland répond constamment en ce qui concerne la lecture des récits istratiens faite par sa sœur selon la lettre du 6 décembre 1924. Ma sœur est à Paris pour quelques semaines, elle lira votre livre au retour. Des références mixtes, c'est-à-dire présentes, tant dans les lettres des deux écrivains, mais aussi quelques messages de la part des personnages féminins, tel c'était le cas de Bilili, c'est-à-dire Marie-Louise Bobovic. Avem un fragment de mai amplu de data aceasta. În fragment apar cele două persoane, Maria Kudaceva căsătorită Roland și impresiile lui Roland vis-a-vis de Bilili. Deși a încurajat-o și chiar a
susținut în felul său prin anumite persoane pe care le cunoștea, ca ea să avanseze în cariera muzicală pe care și-o propusese. Din păcate, Roland este dezamăgit la un anumit moment dat și își exprimă această dezamăgire în mod absolut clar. Deci, în prima parte a citatului se referă la Maria Kudalceva, iar la mijlocul citatului se referă la Bilili. Ambele femei sunt reflectate în acest fragment. Voyons comment Roland raconte l'épisode qui allait déclencher le refroidissement des relations entre eux, comme il note dans son journal pour les mois mars-avril 1930, se réfère à Bilili et à Maria Kudalceva, née Cuvillier, mariée avec Roland en 1934. Des brèves mentions, mais puissamment émues, apparaissent en ce qui concerne les connaissances féminines, un exemple étant une ancienne amie de Roland, à savoir Louise Crupy, amie fidèle de Roland de plus de deux décennies, sa personnalité étant profondément estimée après une disparition prématurée. Marthe Ionescu, la femme de George Ionescu, ou Eleni Samiu. D'autre part, les références constantes ou épisodiques apparaissent dans les personnages féminins de l'œuvre istratien, tels Kira Kiralina ou le cycle Zographie, mais aussi Tata Minka. Dans les premières missives adressées à son nouvel ami et disciple, le 27 septembre 1922, Roland montre la force des personnages masculins du manuscrit feuilleté, considérant que les personnages féminins sont moins discernables après la lecture du manuscrit Kira Kiralina. Le célèbre romancier regarde les figures féminines dans l'ensemble d'une esthétique littéraire de niveau artistique élevé qu'Istrati devait constamment et également maîtriser. Și Roland oferă sfaturile sale și punctul perspectiva, am putea spune, a unui critic literar combinat cu un prieten, tată de o altă natură, putem spune, în ce privește echilibrul personajelor feminine față de cele masculine și felul în care el consideră că anumite că povestirile pot fi îmbunătățite, iar că personajele feminine pot ieși rafinându-le din ceea ce am putea numi o notă stereotipă. De fapt, chiar și în ziua de azi, știm că Neranțula, Kira Kiralina, continuă să fie văzute drept personaje extrem de senzuale, orientale, adevărate românce și chiar și Joița Istrati a fost prea adeseori catalogată drept o iubăreață sau alte cuvinte asemănătoare prin care se punea accentul pe forța sa sentimentală. Une autre observation concerne un manuscrit probablement égaré de l'œuvre d'Istrati. Roland met en garde sur ses imperfections littéraires, mais considère avec beaucoup de respect la personnalité maternelle qui a inspiré le récit en question. La correspondance ne porte toutefois pas sur la typologie féminine, les deux écrivains relatant beaucoup plus largement les événements biographiques. Roland donne des conseils sur la rédaction et la publication des récits et Istrati l'informe sincèrement et assidûment sur ses projets, ses réunions et surtout ses étapes du voyage entrepris en Union soviétique. En tant que partie intégrante du roman épistolaire, les portraits féminins parachèvent les portraits masculins car les aspects de la vie des deux écrivains se combinent avec les appréciations esthétiques, les leçons littéraires et les éléments réflexifs. Une telle mention englobe en guise de conclusion l'émotion, le respect, mais aussi les fluctuations de sentiments entre les deux correspondants, renfermant souvent de nombreuses idées communes. Temporellement, fragmentés par les réalités biographiques et historiques. Les éléments durables de leur relation
résulte dans la partie finale de la lettre d'Istrati du 14 mars 1923. Pour vous, pour monsieur, pour votre père et pour mademoiselle Roland, je reste celui que vous avez toujours connu, votre heureux et reconnaissant Panait Istrati. De fapt, cu acest citat nu pot decât să mă bucur că Elena Dumitru, colega noastră, a menționat, pentru că din parcurgerea corespondenței nu am găsit un alt gând al lui Istrati care să reflecte, ci are ieșit, mi s-a părut că asta este ceea ce îl marchează, forța sentimentelor și recunoștința și prietenia, iar faptul că au avut fluctuații, eu nu le-aș numi fracturi, ci doar fluctuații, sunt inevitabile în viața oricărora din noi. Prin urmare, recunoștința și bucuria au fost dimensiunile în care aș încadra inclusiv toate portretele feminine care apar. Mai mult, deoarece timpul nu ne permite, dar într-un scurt schimb de mesaje pe Facebook cu Denis constatam asta, m-am bucurat enorm că cei doi editori au ales să includă în volum nu doar scrisorile de la Roland către Istrati și de la Istrati către Roland, sunt mesaje cu alte persoane din Franța, editori, critici, jurnaliști, dar sunt și câteva scrisori ale lui Bilili. Apare de asemenea telegrama prin care Margareta Istrati îi comunică decesul lui Romain Roland și alte mențiuni din care avem o frescă cuprinzătoare a prezenței multora din persoanele epocii. Prin urmare, femeile trebuie încadrate la rândul lor în această frescă umană, poate balzaciană. Și femeile la originea conflictului. Și doar o scurtă mențiune, atunci când Denis a spus că el se consideră un tânăr istratian, eu m-am gândit unde m-aș putea prin urmare plasa și nu mi-am adus aminte de acel cunoscut șlagăr din 1992, Dur, dur, d'être bebe, deci sunt un bebe istratian. Bravo, bravo.